Bună dimineața, dimineața, e și doctor de bine astăzi. Da, un pic. E o prelungire, tu nu ai voie să Da, ai venit la tricou nu, astăzi? Nu, 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 nu l da. întreba, că e deja e sub Ah, și nu anestezie. poți să vorbești? Vorbim noi? Când, da, vorbim noi Dacă puțin. vorbesc în șoaptă, cred că nu se prinde aparatul. Că... Ba, nu, normal. Dar știi că nu se vede. Ba da, uite cum se vede ce, ce face. Îți tensiunea? Și, da, și -a tensiunea M-am încordat. Da. Dar mi-a tensiunea, pentru că ăsta este un tensiometru tradițional, clasic, cu baterie, sau care se bagă în priză. Da. și care măsoară tensiunea arterială, însă ce am la mână este un ceas care poate să facă același lucru. Deci cam 15 cu 9. Vezi, am vorbit, nu e bine. E cam mare. Nu, no, e mare nu și mare. în primul rând stai stai nu se stă stai stai da. în picioare, nu și stai și uh, ușor Sprijinit în mână. Deci nu e bine. Da, deci nu e bine. Deci am văzut am adus degeaba. Uh, dar la mână am un ceas care poate să facă același lucru și poate să facă și din uh, picioare să măsoare tensiunea, este un Huawei Watch D uh, și deja am uh, am mai măsurat eu tensiunea mai devreme, aveam 11 cu 7. Are un buton roșu pe care scrie Health, apăs pe el. Și apăs măsurare și apoi îmi spune să țin mâna așa, în dreptul inimii, să fac liniște. Durează câteva secunde bune, probabil. Îți arată și un timp acolo, nu văd să știi. Da, dacă da, îmi pun ochelarii, da, s-ar să văd. Uite, mai sunt... Nu, 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 cred că, a, cred că, -a, are, pulsul. Cred că are pulsul. Te lăsăm pe tine să nu vorbești și comentăm noi ca să le explicăm telespectatorilor ce, ce se întâmplă cu exactitate. Cred că ar fi bine cadrul să rămână tot pe tine ca să vedem exact experimentul. <coughs> acum? Nu, e tot. Uh, nu, nu, tensiunea te-o acum. Ia să vedem. Nu știu, s-a acustat în picioare, dacă e ok. Este, dar oricum, să... în clinostatism este una, în este alta, e clar. Adică, în poziția cu În poziție culcat ridicat sau, sau culcat. Picioare. culcat da. da? Deci, cât? 12 pe 8. Aha. Păi, okay. Acum ești în, în valori normale. Uh, ce este interesant e că, chiar dacă nu se vede, uh, cum poate să măsoare această tensiune, e că br brățara, cureaua se umflă. Deci, o face la fel ca un tensiometru uh, tradițional. În carcasa asta micuță există o pompă foarte mică care reușește să umfle această, această curea, sub ea este o pernă de aer. Ah. Și a, asta mi se pare fantastic, că iată, în sfârșit avem ceasuri care pot măsura tensiunea arterială. E clar că nu locuiești o vizită la medic, nu o să oh, înlocuiască niciodată sigur. un aparat de tensiune cum e cel de aici, dacă sigur. faci corect. Dar cred eu, pentru o mai bună monitorizare, oricând, oriunde încep să apară simptome, pe care le poți arăta rapid medicului, este o soluție foarte interesantă. Asta este un ceas care costă 1700 de lei pe acolo, deci nu mi se pare chiar atât de scump. Este un ceas care măsoară și pulsul, face și EKG, deci este într-adevăr un mini-dispozitiv medical la mână care poate să ajute atunci când apar simptomele, să vezi de ce apar și măcar să ai o evidență a lor. Pentru e un greu un să umbli. Cu... Pentru un pensionar e da. super mult, 1700 uh, mai am un ceas That's foarte. Nice. Mai am un ceas la mână. Um, da, și două la picioare, am înțeles nu, Ai venit blindat da. m -a, m -a, m -a, m -a. Așa Asta este Garbin, Viva Move Doamne Trend A fost lansat săptămâna trecută și este un ceas Inteligent, hibrid, așa se numește Pentru că arată ca un ceas tradițional Adică indică ora analog, iar de desubt, în cadran se ascunde un ecran pe, pe, care pot să urmăresc, de exemplu, câți pași am făcut, câtă baterie mai am, pot să văd, cât energie am în corp, câți, câte etaj am urcat și este foarte ușor și intuitiv de folosit. Această, această sticlă care acoperă cadranul funcționează și cu touch. Mai multe detalii despre acest ceas o să vorbesc și la um, și la ora 10. L-am testat câteva zile și este un smartwatch foarte drăguț și ce îmi place e că nu are uh, coroană Așa că poate fi purtat și pe partea stângă și pe partea dreaptă, iar aplicația de la Garmin, Garmin Connect, vine și cu o mulțime de exerciții pe care putem să le facem acasă. De exemplu, dacă vreți să vă apucați de alergat, puteți alegeți un program de la vreo 3 sau 4 antrenori ca să intrați în această lume frumoasă a joggingului, pas cu pas, vă setați un obiectiv, dacă vreți să alergați 5 km sau 10 km în 2-3 luni iar fiecare exercițiu vă învață cum să faceți acest lucru sănătos. Foarte bun și pentru monitorizarea somnului și poate să o facă foarte bine. Nici nu prea deranjează în timpul nopții pentru că este un ceas destul de ușor. Abia se simte. Și ce voiam să... M Am adus un ceas din colecția mea de acasă și mă bufnește răsul că mă gândesc că ăsta era cel mai inteligent ceas în anii 90, că știa să stocheze numere de telefon. Astăzi îl folosim să calculăm roborul și inflația la zi. <laughs> tot, nu pașii și alte... Tot face față tot face față. Da, și am și un ceas care măsoare ca eu, așa dar uite, cât pauza asta până la următoarea lei, că deschid cabinet aici pe hol și 10 lei măsor tensiunea și fac ca 5 lei în clino și 10 lei în orto, statis, da? nu știu ce înseamnă asta, dar... să stai în picioare. asta sau în picioare. De da. asistentă. Da. Ok. Ne vedem mai târziu. La mine plătești 20. Bine, Marian. Mersi. Mulțumesc.